avantajele cuplului sunt evidente, adică ai o dinamică foarte bună a mașinii, în ciuda faptului că nu are un cuplu senzațional sau o putere ceva ce nu s-a mai văzut, dar nu e ca și cum ai echivalentul a 1000 de cai. Nu, deci e o mașină normală, însă această caracteristică a vehiculelor electrice face ca dinamica pe șosea să fie în general apropiată de modele cu putere convenționale, cu putere și cuplu apropiate, și de multe ori mașina electrică este în avantaj. Dezavantajele, pe de altă parte, se observă tot iarna sau în zona de șosea alunecoasă, pentru că acel cuplu instantaneu te face să pierzi aderența, inclusiv în zăpadă, chiar dacă ai pneuri de iarnă, dar nu în zăpadă e problema. Problema e când rulezi cu pneuri eco, cum e cazul nostru acum, pe zone de ud, da? Deci când plouă, în momentul în care plouă, dacă vrei să pleci, să brutalizezi un pic mașina, o să vezi că e greu, adică patinează într-un mare fel. Asta e realitatea și iarna poate să fie o problemă, acest lucru. Dar, sigur, majoritatea mașinilor vin cu sisteme de asistență, de control al tracțiunii, în așa fel încât să nu ai probleme. Partea a doua a dezavantajelor la astfel de mașini vine din faptul că anvelopele pe față se toce, adică, bineînțeles, vorbim de mașinile electrice cu tracțiune față, da, să fie clar. Deci anvelopele se tocesc destul de repede dacă mașina este brutalizată. Deci dacă tot timpul vrei să demonstrezi cât de bine merge mașina ta și ia uite cum accelerează și cum demarează, surpriză, pneurile se uzează mai rapid decât la o mașină convențională, pentru că ai acel cuplu, deci ai solicitare la roată și în același timp ai o greutate mai mare a mașinii față de, deci față de un Clio normal. E o diferență de 2-300 kg fără discuție. Și iarăși la partea de dezavantaje, tot legate de această greutate, cel puțin la nivel teoretic, apăsarea și să spun eu, forțele pe care le îndură componentele suspensiei sunt mai mari la un vehicul electric care este mai greu și la denivelări, la conducerea normală într-o țară ca România, e posibil ca ele să se uzeze mai repede, chiar dacă mașinile, sigur, sunt, să spunem, configurate în așa fel încât să facă față greutății suplimentare, dar pe măsură ce timpul trece, uzurile astea se simt. Evident, dezavantajele vin cu avantaje și avantajele vin cu dezavantaje, că așa e în viață, așa e în tenis, cum spunea un mare actor regretat al nostru. La genul acesta de mașină, dacă înveți să conduci numai cu accelerația, deci acel mod practic exclusiv pe care l-am mai prezentat și la anumite modele hibride, acel B. Noi nu-l avem aici B, dar îl putem simula până la un anumit interval de viteză, că de exemplu la oprirea pe loc trebuie să folosești frâna, n-ai cum, altfel mașina și-ar continua deplasarea. Dar folosind accelerația pentru a accelera și folosind tot accelerația pentru a frâna, ridicând piciorul de pe pedală, ce avantaj ai? În primul rând că încarci foarte mult bateria, deci recâștigi cumva energie și în același timp menajezi sistemul de frânare. O să fie mulți care o să spună, da, dar n-au pus și ei discuri pe spate, n-ai nevoie, pentru că ai această frână regenerativă. În momentul în care ai luat piciorul din accelerație, simți că mașina încetinește, simți practic că ceva acolo, anumite sisteme lucrează și încarcă, fac, sigur că vedem pe display-uri, nu suntem tâmpiți, dar și simți din vehicul, mecanic simți
frecarea aia, o simți că ea, acolo se întâmplă ceva, se recuperează o energie, simți acest lucru. Și acest lucru sigur este bun pentru frâne, deci frânele nu sunt solicitate, cu excepția situațiilor de urgență, da, în care pui o frână mai tare sau ceva. Sistemul de frânare la un astfel de vehicul ar trebui să aibă o servisare mai târzie decât unul normal. Da? De exemplu, dacă conduce o mașină automată cu un sistem de frânare performant, discuri față, discuri spate, discuri ventilate față, bine dimensionat, dar care mașina este cu cutie convențională, cu convertizor, unde se folosește foarte mult frâna, ce observăm? Că principala uzură apare la sistemul de frânare. Sistemul de frânare, plăcuțele, discurile se uzează mult mai rapid decât la o mașină cu transmisie manual. E, la un vehicul electric cum este acest Zoe, este cumva invers. Ai avantajele cutiei automate, dar sistemul de frânare, din potrivă, îi crește speranța, durata de viață față de unul convențional. În momentul în care înveți să conduci o asemenea mașină și dacă este potrivită pentru stilul tău, îți dai seama că, bă, într-adevăr, ne apropiem, nu știu acum cât o să fie, 10 ani, 20 de ani, ne apropiem de o revoluție în domeniul autovehiculelor, adică e posibil în curând să vedem dispărând de pe piață motorizările convenționale. Rămânând, sigur, vehicule hibride, alea pot să mai rămână o perioadă, după care vor fi înlocuite treptat. De ce nu știm? Nici noi, nici eu nu știu, nimeni nu știe cu exactitate. O soluție poate să fie vehiculul electric, se vede, da? Rulăm cu el, iată, avem 304 autonomie reală, se vede, 164 îi mai avem, 140 am făcut, dar mergând în limitele bunului simț. Dacă mergi cu 140, nu mai faci 300 de km, faci 220 de km. Dar oricum este o realizare, o realizare senzațională față de vechiul Zoe. Și nu promit, dar sunt în discuții, încercăm să aducem și alte vehicule electrice, în speță viitorul BMW i3. Avem deja programat un hibrid interesant, și anume Hyundai Ioniq. Deci o să fie niște vehicule care cumva tranziționează, vor umple spațiul dintre finalul epocii termice și începutul epocii care va fi. Că va fi electric, CNG, pile de combustie, habar n-am, aer comprimat sau ce, se încearcă fel și fel de sisteme. În continuare, experiența mea cu acest Zoe a început cu anxietate, continuă cu anxietate, eu în continuare sunt numai cu ochii pe ăla, mă gândesc că abia aștept să pun o frână, să mai încarc, să mai... Dar în mod clar autonomia a crescut, deci în mod clar ești mai liniștit. Mașina e la noi de ieri, e a doua zi, nu am încărcat-o, nu am făcut nimic, probabil că o să o duc mâine înapoi la Renault, e posibil să o duc și fără să o încarc. Da? Adică o să încerc să merg cu ea până la final. Acum, legat de încărcare, noul Zoe, acest ZT40 pe care îl avem noi, are și alte avantaje. În primul rând că față de vechea, mă rog, din propriu sus vechea generație de Zoe, dar mă rog, față de celălalt Zoe pe care l-am prezentat, unde sistemul de vânzare era complicat și aveai o chirie la baterie și așa, bine, complicat, și acolo era cu avantaje și cu dezavantaje, se pare că acum situația s-a cam tranșat și nu mai este valabilă treaba cu chiria bateriei, deci acum mașina se cumpără așa cum e, inclusiv cu bateria, sigur are un preț mai mare, acest model pe care îl conducem noi pleacă de la 31.000 de euro, dar include, deci îl iei ca o mașină, cum e o mașină pe benzină sau una diesel, așa l-ai, l-ai luat și ai plecat cu el acasă, e treaba ta, dacă se strică, ai garanție cât ai și după aia salut. Deci a dispărut această chirie a bateriei, când cumperi mașina aia vine cu un cablu, deci vine inclus Zoe cu un cablu, logic, da, e de bun simț să-ți dea un cablu să-ți încarci la o priză de putere, deci este inclus cablul de priză de putere. Există și un cablu special, noi le avem pe amândouă în portbagaj, pentru încărcarea la o priză domestică, deci la o
priză de casă normală, da? Cablul acela se cumpără separat. La vechiul Zoe avea un preț aproximativ de 500 de euro și aici a rămas cam același preț. Deci, mă rog, din diferențe de curs valutar și mai, undeva la 2000 de lei e cablul, da? 2000 și ceva de lei, 500 de euro. În alte țări, pe alte piețe, sigur, unele dintre ele mai dezvoltate un pic în vehicule electrice, se poate opta, sau mă rog, mașina se vinde inclusiv cu o priză de casă. Deci Renault, când îți vinde mașina asta, îți montează și o priză de casă. Nu mai reține exact de câți kilowați, dar mă rog, o priză, deci puțin mai șmecheră decât priza normală din casă, care îți asigură o încărcare mai rapidă. Dar alta era șmecheria pe care vreau să vă spun cu acest Zoe, că practic și cu această nouă baterie, Zoe are un sistem de încălcare, mă rog, cameleon îi zice lui, într-un fel, adică înțelegeți de ce, că se adaptează la orice mediu, da? Ca și animalul cameleon. Dar ce înseamnă sistemul ăsta de încărcare? Adică bateria practic știe să-și tragă energie de oriunde. Deci având cablu potrivit, poate să tragă, să se încarce de la o priză domestică, având cablu de putere, poate să se cupleze, sigur, pe mufa respectivă, la variate sisteme de variate puteri și, bineînțeles, în timpul de încărcare este în acord cu puterea stației de încărcare. Deci dacă ai o stație supercharger, să spunem, se încarcă, nu știu, într-o oră. Ai o stație mai normală, se încarcă în 3 ore. Te duci și o încarci în casă, se încarcă în 8 ore. Le-am zis așa din cap, deci nu, astea nu sunt valorile oficiale. Pe site-ul Renault sunt date anumite chestiuni. Din ce am înțeles, la Renault, unde în garajul Renault există niște prize, multe prize, 20, nu știu cât au acolo, în care se încarcă multe mașini ale lor, da? Nu numai Zoe și alte, Kangoo și Fluence electrice, ce mai au din flota de la începuturi. Acolo sunt mai multe prize diferite, deci mai multe, să spunem, stații de încărcare diferite. Noi încărcăm, ni s-a arătat, domne, când veniți să încărcați, încărcați aici. Asta e pentru Zoe, da? Celelalte sunt pentru celelalte mașini. Ideea care este că practic există o compatibilitate superioară a tehnologiei din spatele bateriei cu majoritatea sistemelor de încărcare. Deci te poți duce să te cuplezi la multe prize, inclusiv din afara rețelei Renault, da? Și bateria se încarcă repede. Un alt aspect față de vechiul Zoe, deși avem o capacitate aproape dublă, că de fapt despre asta e vorba, deci avem o capacitate aproape dublă a bateriei, timpul de încărcare a rămas la fel. Deci încarci această baterie în același timp în care încărcai și vechiul Zoe. Noi, din ce am înțeles de la oficialii Renault, încărcarea la garajul lor, deci o încărcare completă de la zero, deci dacă duci mașina la zero, în garajul lor, care nu au ultrapriză, deci au o priză, prizele alea bune, dar nu sunt superchargere sau ceva, ar dura 3 ore. Deci o încărcare, te duci acolo și încarci 3 ore. Dacă ești grăbit, într-o oră nu știu cât se încarcă, 60%, ceva de genul ăsta. Și ai încărcat 60% și ai plecat. Părerea mea despre acest Zoe, repede ca să nu ne lungim, eu mi-aș lua un Zoe din ăsta dacă aș avea unde să încarc. Deci dacă aș sta la casă și să vin seara acasă sau să am garaj cu priză, să-l bag seara, pentru oraș, imbatabil, nu există nimic comparabil cu o mașină electrică. Nu există, am stat aseară pe centură, cred că o oră am stat în trafic, bară la bară, se mișca cât un metru. Cel mai relaxat am fost, deci n-ai nicio treabă, stai liniștit acolo și te uiți pe geam. Ceilalți turbează, că fiecare, că are diesel, că are start-stop, că are ce ar avea, tot pornește, tot consumă ceva. Ăsta nimic. Am stat o oră și tot 263 de kilometri aveam autonomie. Am plecat și când am ajuns acasă aveam 271 kilometri autonomie. Adică astea sunt chestiunile cu care trebuie să te obișnuiești cu electrica, că poți să pleci cu 260 și în loc să scadă să ajungi cu 280, de exemplu, autonomie. Dar în același timp, iar un aspect asupra căruia mi s-a atras atenția și îl știam și eu că am mai condus, nu e prima mașină electrică pe care o văd,
când ajungi la limită, deci când mai ai, să spunem, nu știu, 40 de kilometri autonomie, 40 de kilometri pot să fie 40 de kilometri sau pot să nu fie. Și atunci trebuie să fii atent la aceste aspecte. Adică nu e ca și cum dacă eu mai am 40 de kilometri pe bord acum și mai am 40 de kilometri până la București, înseamnă că și ajung neapărat. Deci e posibil să n-ajungi. E posibil să se transforme în 51 dacă mergi ultra eco cu viteză mică și așa mai departe, dacă mai faci niște scheme care se pot face, dar e posibil să nu ajungi. Și atunci întotdeauna trebuie să ai o doză de bun simț când folosești genul acesta de mașină, să nu o lași, deci să nu o lași ca bateria la telefon până se aprind becurile și sună bagă-mă la încărcat, că e posibil să rămâi în drum. Și e problematic când rămâi în drum, că nu e ca și cum vine unul și îți dă benzină, da? Hai că ia nene 3 litri, du-te până mai încolo. Nu merge. Aici e un pic problematic, da? Că și aici se nasc o grămadă de discuții despre soluții și idei de afaceri care poate să apară, da? În momentul în care se extinde piața de electrice, invariabil o să rămână oamenii în pană. Nu o să spune că toți, mamă, toți care își cumpără, n-a rămas niciunul în pană. Rămâi în pană la un moment dat, se oprește. Ce faci atunci? Vine platforma, te ia, te duce la o priză, nu? Dar pot apărea soluții cu, nu știu, vine unul din ăsta care, o asistență rutieră care în loc să te tracteze, te bagă în priză. Are el un generator și așa, sau are o baterie specială cu care poți încărca. Paranteză din nou, au apărut deja niște stații de încărcare foarte interesante în Europa, care folosesc, ghiciți ce, folosesc baterii uzate de Renault Zoe. Nu e tare ideea. Deci la un moment dat bateriile au și ele o durată de viață, nu știu, 10 ani, 15 ani. La un moment dat se duc, nu se duc de tot, ca și la telefoane. Nu mai țin cât ar trebui să țină și atunci nu mai sunt utilizabile, nu mai îți oferă autonomia. Ce faci cu ele? Cum le reciclezi? Au găsit o soluție, îmi scapă cum se are o denumire, îmi scapă acum că mi-a venit ideea exact în timp ce vorbeam. Și ce fac? Au recuperat bateriile de la Zoe și au dat seama că ele pot servi, dacă nu mai pot să servească pentru a merge mașina cu ele, pot servi pentru a reîncărca. Și deci te duci practic la o stație să-ți încarci Zoe, care are o baterie funcțională, unde o încarci de unde? De la niște baterii legate în paralel bănuiesc sau cum vor fi ele puse acolo, încărcate la cât mai pot ele să ducă, nu știu, 60%, 70%, dau un exemplu. Dar care își fac foarte bine treaba de a stoca și de a ceda această energie către un Zoe viabil, să spunem, funcțional. Deci, iată cum schimbarea de paradigmă până la urmă în domeniul vehiculelor generează alte idei de reutilizare, refolosire, apar noi servicii. Este o lume în schimbare în care suntem și noi, din fericire, suntem contemporani și vom vedea împreună care este treaba cu acest Zoe. Sigur, mai avem niște display-uri de arătat. Le-am mai arătat și la Zoe, dar e păcat să nu le arătăm la un vehicul electric, da? Iar în timp ce rulăm, vedem cele două stări, starea de rulare și starea de încărcare, în timp ce vă spun, vă și arăt, cu fluxul energetic, da? Driving Eco, unde observăm anumite date, n-a fost resetat de noi, deci e mai de mult, dar ca idee putem vedea anumite valori. Aici avem fluxul energetic. Detalii privind consumul. Da, în ultimele 15 minute observăm o informație, eu zic că interesantă, cam în ce proporție am consumat cu ce am economisit, da? Deci 11,3 am consumat și 1,2 am economisit, deci cam 10%. Aici avem programatorul de încărcare, l-am mai arătat la vechiul Zoe, și temporizatorul de confort. Acestea iarăși sunt funcții cu care încet încet ne vom obișnui în majoritatea mașinilor. Ele există inclusiv în vehicule cu propulsie convențională, deci la mașinile
scumpe, să spunem, de lux, da? De la BMW seria 5 în sus. Genul acesta de facilități de confort există deja, știți foarte bine, v-am arătat și noi. Pot porni din cheie, se pot face programări, se pot face tot felul de lucruri, dar la un vehicul electric care este avantajul? Că în momentul în care mașina e în garaj și e băgată în priză, da? Mai ales dacă noaptea ai și un plan din ăla tarifar care privilegiază un preț bun, să ai un preț bun noaptea, n-ai nicio treabă, ți-ai pus mașina încărcat noaptea, ai un tarif mic, deci optimizezi costurile și în același timp cu o oră înainte ți-o poți climatiza sau cu jumătate de oră înainte. Mașina nu pleacă, stă acolo, nu pornește, nu scoate fum, nu nimic, pur și simplu înăuntru pornește clima și îți face, dacă e vară îți face răcoare, dacă e iarnă îți face, mă rog, mai călduț, așa să nu exagerăm, că deci în mare cam astea sunt lucrurile, să spunem, nu diferite, că nici nu pot să le spun diferite față de vechiul Zoe, sunt asemănătoare. Cam astea sunt informațiile despre acest Zoe ZT40. Ideea de bază este următoarea. Saltul de autonomie oferit de acest Zoe este unul realmente spectaculos. Duce mașina într-o zonă foarte tentantă, adică nu mai te obligă ca până acum, mamă, îmi iau numai mașină de oraș, că asta e, nu e ca la, nu știu ce să dau exemplu acum, IMIEV sau, nu știu, Twizy sau din astea care stai cu ochii pe bord și nu știai unde te umblai cu el din stație în stație ca să, nu, acum pur și simplu, da, noi ne-am dus nu până aproape de Pitești, ne-am dus, am trecut un pic de Corbi Mari, deci București, Corbi Mari, retur, în condiție în care mașina nu este încărcată de ieri, mai avem 150 de km autonomie, adică stai un pic, dacă vreau să mă duc la Ploiești, acum mă duc și o încarc acolo undeva. Nu știu dacă înțelegeți, noi care cu toții suntem obișnuiți cu mașini convenționale, care nu te interesează, că dacă rămâi, te duci, oprești la un PEC, o bagi acolo și pleci. Și nu te gândești niciodată, nu realizați câtă anxietate ai când ai un vehicul electric. Adică poate realizați când. Este aceeași senzație pe care o ai când ieși cu mașina pe galben și 100 km de jur împrejur n-ai PECO. Asta este senzația când conduci un vehicul electric. Adică pur și simplu nebunește, gândești, bă, ce fac dacă se oprește? Unde mă duc? Dar dacă mă duc la Kaufland sau mai știu eu, la o priză, la BMW, undeva, unde mai au, că și la Bavaria am văzut că e o priză, o vezi de pe autostradă, au un semn mare cu verde, la automobile Bavaria, pe chiar la intrarea în autostradă dinspre București când vii. Și te gândești, dacă mă duc acolo, bun, mă duc acum eu la Bavaria să încarc, dau un telefon la prietenii mei de la Bavaria, băi, vin și eu să încarc la voi. Nu știu care e sistemul, nici nu știu dacă se potrivește, zic așa, ca idee. Ce te faci dacă te duci acolo și găsești un BMW i8 sau un i3 pus în priză acolo? Ce faci? Ce faci? Stai pe loc, nu? Adică ce faci? Stai, cât durează? Te duci și întrebi acolo, nu vă supărați, cât durează? Cât mai stă nenea la pompă? Deci astea sunt probleme reale pentru utilizatorul de vehicul electric. Și dacă n-ai autonomie, de-aia nici Tesla nu a fost atât de... Și Tesla încă lucrează foarte mult, deși ei au revoluționat practic acest domeniu, chiar dacă unora nu le convine treaba asta și au început diversi acum și Audi și alții spună la noi că facem noi știm mai bine, ia să vedeți ce o să scoatem noi. Bă, de ce n-ați scos până acum? Da? Deci Elon Musk are următoarea, va intra în istorie ca cel care a arătat calea. Sigur, o să vină acum toți, BMW, Mercedes, Audi, Toyota, Lexus, cine vreți voi. Kia, Hyundai, care și ăștia sunt super tari pe, și o să vedeți Ioniq cât de tare este. Vor scoate mașini care poate vor ajunge la nivelul sau vor bate acest fenomen numit Tesla, dar nimeni nu-i va lua lui Elon Musk meritul pe care îl are. Faptul că a dat o palmă tuturor și le-a spus, e timpul să mergem mai departe cu, hai, mișcați-vă că ați stat destul fosilelor. E, senzația acum cu acest Zoe este că într-adevăr îmi dispare anxietatea. Deci am făcut 166 km, în momentul în care
alte electrice erau deja la încărcat sau era panica, era roșu, se aprindea prin mașină. Nu toate, nu toate, să nu exagerăm, că și cu, mi-amintești, cu Soul Electric, cu Kia Soul Electric, cred că am mers 180 de km fără să o încarc, deci fără probleme. Și asta acum câțiva ani. BMW-ul i3 la fel, mai ales dacă are și range extender, te duci, deci nu mai ai probleme în aceste zone de, nu știu, pe o rază de 150 de km de București sau de orașul în care locuiești, că nu toată lumea stă în București. Cred că v-am mai povestit cu alte ocazii că am o cunoștință care are două mașini electrice, un i3 și un Kia Soul electric. Bine, stă undeva, să spunem, limitrof de București, 45 de km și nu folosesc decât mașini electrice, deci nu, pentru ei nu există ceva, că ajung acasă, bagă mașinile în priză și pa, dimineața o iau de la capăt. Deci doar când pleacă concediu în Austria sau unde se mai duc, atunci, mă rog, paranteză, au un X5 cu care se duc în Austria, da? Dar în rest, nu s-ar mai urca într-un vehicul convențional, pentru că nu văd rostul. Nu văd rostul unui vehicul convențional. Și într-adevăr, deci dacă ești în sfera asta, deci dacă te învârți undeva la, hai să nu spunem 150 de km, să nu exagerăm, nici măcar la acest zoie, da? Hai să spunem, dacă ești într-un oraș și treaba ta zilnică este la cel mult 125 de km de oraș, nu văd rostul pentru care să mai ții o mașină cu motor termic. Paranteză, avem problema drumurilor lungi. Vrei să pleci la mare, vrei să pleci în concediu, da, apar problemele pe care știm cu toții. Dar altfel, pentru traficul de zi cu zi, deci pentru naveta de zi cu zi, ca să o aducem în zona în care de fapt trebuie să fie discuția, deci pentru naveta de zi cu zi, de acasă la servici, pentru mici drumuri, pentru dus copiii la școală, pentru dus la cumpărături, nu știu, așa ceva este, nu are rival. Și nu mă refer la Zoe acum ca mașină, că nu e Zoe primul sau ultimul vehicul electric, mai sunt și altele și o să mai fie, o să apară mâine, poimine, altele care o să zic, domne, noi avem 500 de km autonomie, o să vină altul care o să zic, noi avem 600 de km autonomie și atunci ce o să mai zicem? O să mai zicem că nu ne ajunge autonomia? Atunci o să apară alte probleme despre care o să vorbim la timpul lor. Ziua a treia cu Zoe ZT40. 232 de kilometri am făcut, mai avem 88, făcuți în condiții normale, dar condus eco, adică nu abuzată mașina, dar am mers pe autostradă, chiar și astăzi am mai făcut vreo 30 de kilometri pe autostradă, regim care nu privilegiază autonomia. Ce vedem? Practic, o autonomie de 300 de kilometri vara, așa cum au spus cei de la Renault, este perfect realizabilă în ciclu de condus normal. Iarna, tot ei ne spun că 200 de kilometri poți să realizezi în ciclu de condus normal. Acum, ce părere am eu despre Zoe și dacă merită cumpărat un Zoe? Sigur, modelul de față, range-ul de preț pleacă de la 31.000 de euro pentru varianta ZT22 și ajunge la 34.500 pentru modelul în care ne aflăm, sigur cu toate dotările. Nu e o mașină ieftină, s-a renunțat la chiria bateriei pentru cei care nu știu de ce s-a renunțat. Nu pentru că lumea nu cumpăra sau că nu închiria, pentru că acum am înțeles că sunt mulți care plâng după treaba asta și care și-ar dori să ia un Zoe, mă rog, firme și alte instituții de acest gen care ar dori să cumpere Zoe, dar cu leasing pe baterie și nu se mai poate. S-a renunțat pentru că, sau cel puțin așa se zvonește, au fost și voci nemulțumite din partea concurenței directe a celor de la Renault, care au considerat că n-ar fi cumva etic să vinzi o mașină. Adică ce au spus ei? Dom'le, ori vindem mașina așa cum e, ori ce facem? Vindem pe componente? Vindem... Într-un fel, poziția mi se pare, adică cel puțin într-o anumită proporție, justificată, da? Nu știu, să luăm de exemplu un Golf electric sau
da, sigur, mașina avea un preț mult mai mare decât un Zoe cu chirie de baterie, la prima vedere. Și puteau apărea interpretări ciudate. Probabil a fost o discuție la nivel, să spunem, de industrie, da? Mă refer aici la România, în care s-a stabilit că este normal să se vândă mașinile așa cum sunt. Deci, pachet complet, inclusând bateria. Inclusând bateria, prețul la Zoe devine un pic prohibitiv, da? Adică nu e un preț 34.000 de euro, nu e un preț mic pentru o mașină, chiar și cu aceste calități pe care le are Zoe ZT40. Însă, să nu uităm că se vehiculează, acum nu știu cât de real este și cât e, chiar sunt curios să văd dacă a luat cineva bonusul acela de care se vorbește, de 10.000 de euro la achiziția unei mașini electrice, da? În momentul în care ai acel bonus, sigur, prețul scade la 24.000, nu mai ai alte costuri adiționale. Mașinile electrice au anumite avantaje legate de service, adică ai o revizie mult mai ieftină, nu prea ai componente de schimbat, nu ai uleiuri de schimbat, deci sigur se fac anumite verificări, da, legate de trenul de rulare, partea de suspensie și sigur de propulsorul electric și accesoriile sale, însă având mult mai puține piese în mișcare, mașinile electrice în general au o servisare mai ieftină și mai rapidă și nu necesită reparații atât de costisitoare regulat, da? Gen, să dăm exemplu, schimbări de distribuție, eu știu, filtre de particule și alte lucruri care se mai strică la modelele convenționale. Ce înseamnă acest lucru? Că pe termen lung, costurile de exploatare ale unei vehicule electric sunt mai reduse, mult mai reduse decât în cazul unui vehicul convențional și, bineînțeles, același lucru este valabil și la alimentarea cu energie electrică. Atenție acum, adică în momentul în care vorbim. Pentru că și cu asta o să încerc să și încheie această discuție despre Zoe și această prezentare. Cred că acum și în următorii câțiva ani, 4, 5, 7 ani, cred că este momentul, cum era expresia, cântecul de lebădă al mașinilor electrice. De ce? Pentru că încă nu sunt foarte multe. În momentul în care vor fi foarte multe pe străzi, cu siguranță vor apărea anumite probleme. Anumite probleme legate de limitarea, până la urmă, fizică a sistemelor de încărcare, da? Știți foarte bine despre ce vorbesc, adică la un moment dat, dacă toate mașinile într-un oraș de 11.000 de locuitori, dau un exemplu, ar fi electrice, da? Și am avea, să spunem, 4.000 sau 5.000 de mașini electrice care se încarcă în același timp, fiecare vine acasă și le bagă în priză, e posibil ca încărcarea sistemului să fie mai mare decât poate duce. Știți povestea? Povestea există și acum, lăsând mașinile electrice la o parte, vara când este foarte cald și când toată lumea dă drumul la aer condiționat, da? Toți cei care au, bineînțeles. Și ce se întâmplă? În unele cartiere se oprește curentul. De ce? Știm de ce. Pentru că solicitarea rețelei este foarte mare și acest lucru ne așteaptă în continuare pe noi odată cu dezvoltarea accelerată a segmentului de mașini electrice. De asta spun că în următorii ani cei care vor îndrăzni să cumpere mașini electrice sunt privilegiați, pentru că vor avea, au tot fel de facilități de la, nu neapărat la noi în țară, dar o să fie și la noi în țară, de la parcare gratuită în anumite zone, acces nelimitat dacă nu poluează și poți să te duci unde vrei cu mașina, nu ești limitat de viniete sau alte nebunii care apar acum la diesel și benzină și o să apară și pe la noi. Și deci în următorii câțiva ani, până când se va prinde lumea că și cu mașinile electrice sunt anumite probleme și o să înceapă să apară anumite limitări, da? De ce nu chiar și suprataxări, în momentul, o să vedeți acest lucru. În momentul în care se vor generaliza mașinile electrice, o să apară o impozitare specifică și a lor. Pentru că statul nu te iartă niciodată, statul vrea să-ți ia bani. Și eu zic că ce mă, te-ai gândit tu să spui panouri solare pe casă că să nu mai iei energie de la Enel? Nicio problemă, băgăm o taxă pe panou, plătești atâta pe an pe panou.
ți-ai luat o mașină electrică Zoe care consumă puțin și așa, nicio problemă. Îți băgăm taxă pe kilowatt. Cât ți are? 42 de kilowatt? Nicio problemă, plătești atâția lei pe kilowatt. De asta spun că părerea mea, dacă vă încadrați la segmentul țintă pentru un astfel de vehicul, mașina este senzațională. Adică e o mașină spațioasă, este un pic mai mare decât Clio, are și un portbagaj mai mare decât Clio. Noi am băgat în ea cu uimire două biciclete pliabile, au încăput în portbagaj, ne-am dus. Adică conceptul de mobilitate urbană poate fi extins surprinzător cu o mașinuță atât de mică cum este Zoe. E o mașină practică, dar limitativă, bineînțeles, în anii aceștia, în sensul că nu te poți duce, poate că în extenso cu range-ul pe care l-ai, poți să te duci de aici până la mare, dacă știi sigur acolo te duci și o încarci, da? Adică nu te duci și n-ai unde să te cazești și ce ai să mai învârt un pic să găsesc hotelul, e posibil să ți se descarce bateria, mai ales dacă rulezi foarte mult pe autostradă. Deci dacă vă încadrați în acea zonă în care faceți, să spunem, 150-200 km zilnic, într-o rază de 125-150 de km de orașul în care domiciliați, este o alternativă. Eu personal, dacă aș sta la casă, mi-aș lua un Zoe cu ochii închiși ca a doua mașină. Ca a doua mașină, pentru că eu, din nefericire, fac și drumuri lungi și nu, deci Zoe nu s-ar potrivi la genul acesta de stil de viață, dacă vreți. O altă limitare pe care o ai la mașinile electrice și limitare pe care încă lumea nu o realizează, dar atunci când ai la dispoziție o mașină electrică câteva zile, o înțelegi un pic, îți dai seama că ea există, situațiile de urgență. Deci dacă, de exemplu, apare o urgență, nu știu, ai o bunică la 150 de kilometri și trebuie să te duci să o iei atunci, să o duci la spital sau nu știu, o chestie, dau un exemplu. Da, ai o urgență și trebuie să te duci repede undeva, e, ce faci dacă ai bateria descărcată? Nu poți să, da, nu e ca și cum te duci, nu e ca și cum dai un Golf sau, că n-am dat exemplu Golf-ul, mai dau o dată, nu e ca și cum ai un Golf diesel sau benzină și te duci la Peco, o faci repede un plin în 5 minute și ai plecat și dai goană până unde ai treabă, fără griji, că în momentul în care nu te mai interesează, dai drumul la avarii și te duci. Lucrul ăsta nu poți să-l faci cu o mașină electrică în momentul ăsta. Dacă tu ai 88 de km autonomie, cum am eu pe bord acum, și trebuie să plec undeva la 100 de km, nu pot să plec, nu? Salut, s-a terminat, deci s-a închis, sunați la salvare, faceți altceva. Și asta este o limitare pe care cei care au deja mașini electrice au început să o observe. Adică, practic, similitudinile sunt uimitor de asemănătoare cu cele de la telefonia mobilă, da? De la telefonie, ca atunci când pleci cu telefonul descărcat, da? Când ai mai mare nevoie de el, e descărcat, ce poți să n-ai, unde să-l bagi. Același lucru se întâmplă la mașinile electrice. Dacă asumați toate aceste lucruri, tehnologia există, suntem în ea, ne arată, probabil în câțiva ani, în 3-4 ani, vom vedea pe genul acesta de mașini, de ce nu pe Zoe, autonomii de 500 de kilometri reale, moment în care chiar vom vedea apusul tehnologiilor convenționale. Apusul, nu spun dispariția, pentru că vom mai avea mașini convenționale o perioadă, eu estimez undeva la 20 de ani vom mai avea inclusiv motorizări diesel, o să vedeți pe anumite mașini, pe anumite segmente, dar desigur totul depinde și de evoluția tehnologică, atât a mașinilor electrice, a bateriilor, cât, de ce nu, chiar și al tehnologiilor mașinilor convenționale cu motoare termice. Ce vreau să spun? De ce mi se pare Zoe o evoluție și de ce vă invit să vă gândiți la ideea de Zoe? Este practic prima mașină pe care am condus-o eu electrică, cu care am mers 3 zile, că tot timpul te gândești la încărcare, adică să nu trăiești cu impresia că tot timpul te gândești, bă, dacă se termină, dacă ai, și tot timpul ești cu ochii pe range. Dar este prima mașină electrică cu care am mers 3 zile, deci mi-a făcut treaba 3 zile, sigur nu foarte mulți kilometri, dar
în limita, a să spunem, ce-ar cineva care stă în oraș, cam ăștia kilometri care faci, faci. Câți kilometri faci în oraș, în București, pe zi? 70, 80, 90 de kilometri, da? Păi 90 ori 3 înseamnă 270. Ei avem pe bord acum 232 plus 87, sunt 300 și ceva de kilometri, da? Disponibili. Și deci, practic, poți încărca această mașină la 3 zile. Dacă mergi exclusiv în București. Dispare. Deci mașina mi-a dat încredere și am înțeles, într-adevăr, că vehiculul electric nu mai este utopic. Este o alternativă. Este o alternativă. Și pentru un, eu personal, dacă aș sta la casă, dacă aș avea un punct de încărcare, deci să vin seara și să-mi bag mașina în priză, eu mi-aș lua Zoe. Și cu asta am încheiat. Vă invit la showroom-uri să faceți un drive test, să vă convingeți. Probabil că în condiții maximale de utilizare a tuturor sistemelor de pe mașină, adică faruri, sistem audio, climatizare, tot ce oferă acest Zoe, chiar și în condiții de utilizare intensivă a lor, tot vei avea un range de undeva la 220-230 de kilometri. Asta înseamnă cel puțin o zi în care stai liniștit, adică pleci dimineața și indiferent ce e afară, că e viscol, că ninge, că e soare, că e trafic, e aglomerat, că stai bară la bară, că nu știu, că mergi toată ziua cu mașina, practic ai 200 și ceva de kilometri disponibil. Și acest lucru, da, înseamnă, semnalizează de fapt cu adevărat apariția în peisajul urban a mașinii electrice. Zoe ZE40 ne spune acest lucru, că a venit aici să rămână, deci nu este doar o încercare, ci este de fapt un prim pas în democratizarea mașinii electrice pe piață.